Salutare, astăzi vă prezint o trotinetă de la Miria Road Traveler Pro. Cam așa arată produsul. Nu o să fac un unboxing, o să fac o scurtă prezentare, poate și un review. Asta veți decide voi. Cam așa arată. E varianta cu un singur motor de 500W pe spate, cu frână pe disc pe ambele. Și aici avem frână pe disc. Partea asta la fel. Are far cu LED. Și bineînțeles, suspensie față-spate. Este un pic murdară, dar a fost folosită. Are stop. Cum am spus, are tot ce trebuie. Hai să ne uităm la comenzi întâi. Avem farul, semnalizare. Și dacă a pornit, o pornim imediat. Foarte imediat și meniu. Are semnalizare. Nu știu dacă se vede. Da. Pot să semnalizez, nu trebuie să ridic mâna. Claxon, nu o să-l folosesc. Și meniu în sine. Să vedem dacă și focusează. Și avem o dată, ea are 346 de kilometri. Ne spune cât am făcut acum, tocmai ce am pornit, deci 0 km azi. Voltajul bateriei. Erori, n-are. De când e pornit, vreo 30 de secunde. Alte erori. Și cam atât. Putem intra în viteză, viteza 2, era pe 1, 3. Și o să intru imediat și în meniu special și continuu. Bun, acum haideți să intrăm în meniu secret, unde putem debloca trotineta. În cazul de față este deja deblocată, poate atinge 34 km la oră. Ținem apăsat pe cele două butoane și am intrat în meniu secret. Asta este 1 pentru kilometri, 0 pentru kilometri, 1 pentru mile, nu-i cazul. Asta este voltajul bateriei, nu vă recomand să umblați. Ea are 36V bateria și aproximativ 15600 de miliamperi oră. Aici e, nu se umblă, așa. Numărul de, asta este diametrul roții. Numărul de magneți. Asta este dacă ea are autostart, adică dacă fac așa, ea pleacă. O să accelerați și pleacă direct, fără să așa. Aici este, asta este limitarea pe 15. Este pus la 100%, ea era la 60. Asta înseamnă că în loc să prinde 25 în treapta 3, prinde 33-34, depinde de greutatea persoanei. Și da, e diferență. Mi-a ieșit meniu. Mai avem asta care, dacă nu mă înșel, este cruise controlul. Asta nu știu ce e, n-am umblat. La fel și la asta. Bun, haideți că revin cu o probă de drum, să vedem, să vedeți și voi cum se mișcă și cât de bine se descurcă pe partea de suspensii. Revin. După încă ceva timp, am zis să vin cu finalul videoului. Am făcut niște teste de autonomie, după cum se poate vedea, nu mai sunt 346 de kilometri, sunt 374. Și hai să fac câteva teste pe partea de autonomie. Și mai exact, în treapta 1 am aproape 40-45 de kilometri autonomie, dar viteza maximă este de 20 de kilometri la oră. Slab. Treapta 2 am 25 de km la oră, adică limita teoretică, iar autonomia e în jur de 32-35, depinde de vreme. Și pe 3, pe modul 3, cum e acum, am autonomie de 22, între 18 și 22 de km, dar viteza maximă, dacă nu bate vântul, e pe la 33-34, chiar și 35 de km la oră, ceea ce e un lucru foarte bun. Pe scurt, e foarte bună, e managerească în oraș, pot circula mult mai ușor cu ea în oraș, pot să mă descurc fără nicio problemă și am mers cu ea în condiții de frig, iarnă, dar nu vă recomand să mergeți mai ales la temperatură de sub 5 grade cu așa ceva. Dacă pui o frână, te duci târâși, calci tot ce prinzi.
N-are cauciucuri de iarnă, cum se poate vedea, are niște cauciucuri care sunt gândite pentru asfalt un pic umed, dar nu frig. Sunt cauciucuri de vară, teoretic. Și nu există trotinete cu cauciucuri de iarnă, nu încă. Poate o să scoat, mai știți? Cam asta este tot. După părerea mea, o trotinetă de nota 9, nu de 10. Se pot face câteva chestii, câteva îmbunătățiri, cum ar fi îmbinarea asta să nu mai scârție. Și cam atât. Și mai sunt niște chestii. Butonul ăsta e destul de slab și da, farul. Semnalizările, vi le mai arăt acum că sunt un piculeț. Da, se vede așa. Văd mult mai bine acum. Și chestii de genul. Dacă ne uităm acum în spate, stopul e stins, chiar dacă e pornită. Trebuie să pornesc farul. E, treaba asta ar fi fost utilă să stai aprins stopul tot timpul, pentru că din spate vine lumea și trebuie să fim vizibili. Chichițe care poate pentru unii nu contează, dar pentru mine contează. Da. Cam asta e, de-aia ofer nota nouă. Cam atât. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi cât mai bună. La revedere!